Și anul acesta, înainte de creionarea bugetului, conducerea primăriei a inițiat o întâlnire cu directorii unităților școlare și cei din serviciile de contabilitate în vederea inventarierii nevoilor de susținere financiară pentru întreținerea bazei materiale aflată, din păcate, încă în mare suferință. Bine, bine venit! Într-o altă formă de această dată, mai lărgită, mă bucur în primul rând că a răspuns la afirmativul invitației noastre. Ne-am așezat un pic așa ca să avem o deschidere mai mare, să ne vedem cu toții. Și alături de mine am invitat și colegii mei din primărie, astfel încât să putem să facem o discuție legată de necesitățile dumneavoastră din acest an și în funcție și de resursele financiare pe care le avem, să putem prioritiza aceste necesități. Vreau în primul rând să vă aduc la cunoștință câteva modificări legislative. Urmează să vi le trimitem și în format electronic pe adresele de e-mail. Este vorba despre Ordonanța 81 din 2016 privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale, numărul 1 din 2011, care privește învățământul dual. De asemenea, hotărârea Guvernului României pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 72 din 2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard pe elev preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard pe elev. Și de asemenea, hotărârea pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 136 din 2016, prin aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard și stabilirea finanțării de bază bugetul de stat din sume defalcate din TVA prin bugetele locale pe baza costului standard pe elev preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum și cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional. Și de asemenea vă vom da și o schemă, o matriță pentru a aduce la cunoștință propunerile pe care le aveți dumneavoastră vis-a-vis de aceste modificări legislative, astfel încât să le putem comunica și noi mai departe. Deci, rând pe rând, directorii unităților de învățământ au adus în fața conducerii primăriei lista problemelor cu care se confruntă, aceasta fiind de cele mai multe ori foarte lungă, dar și foarte costisitoare și mai ales greu de acoperit. În ceea ce ne privește, ținem să mulțumim pentru efortul de care primăria municipiului Roman a depus și până acum pentru a eficientiza procesul instructiv educativ de la Colegiul Tehnic Constel Roman. Voi aduce punctual două chestiuni în discuție care au rămas nerezolvate, cu siguranță dintr-o incapacitate, pentru că am avut, spuneam de fiecare dată, concursul primăriei a rezolvat toate problemele. Am solicitat la finalul anului 2014 înlocuirea două centrale, s-a rezolvat și mulțumim pentru acest lucru în parte pentru corpul B, rămânem cu aceeași problemă legată de o centrală în corpul A. Acolo ne întâlnim cele două săli de clasă care vin de la Liceul Franciscan. Și o altă problemă se leagă de reabilitarea aleilor din corpul B. N-am fi solicitat acest lucru dacă am fi putut noi să-l rezolvăm, însă vorbim despre căile de acces, atât pentru cadrele didactice și pentru elevi. Și acum, în curând, vor vizita cei de la RACIF, chiar este o necesitate, o prioritate pentru noi. Avem multe nevoi la Colegiul Tehnic pentru Poate. Sperăm că vom reuși să rezolvăm anul acesta câteva dintre ele. Și anume, la corpul B, fosta școală 3, la noi, avem nevoie să schimbăm tâmplăria cu geamul termofan, pentru că la momentul actual, dată încălzirea noastră, noi de fapt aruncăm gazul de geam, din alte puncte de vedere. De asemenea, la cămin avem nevoie de reparații capitale la acoperiș. Deja s-a început activitatea din decembrie, dar mai sunt multe de făcut. Și de asemenea, avem nevoie să facem reparații capitale la etajele 3 și 4 ale locatarilor. Apoi,
La grădinița cu program prelungit numărul 6 Roman, care este structura Colegiului Tehnic pentru Poni, avem nevoie de reparații capitale la acoperiș și la fațadă. Bineînțeles că urmează durerea noastră care datează de mulți ani, este vorba de cantină. Iar pe corpul A, corpul principal al clădirii, avem o problemă pe care nu o putem rezolva noi și anume este vorba de igienizarea pe casa scărilor. Ordinea ar fi următoarea a cerințelor. Am o listă aici, așa să bucură domnul Borgescu că l-am văzut. Este vorba de șarpanta de la școală. Avem câteva seri de clasă în care dăm cu hipoclorit la 2-3 zile, că s-a șternut mucegaiul pe perete. De asemenea, șarpanta de la cămin, tot în cămin acolo, sunt grupuri de sanitare pentru care nu avem obținut avizul autorizația sanitară. Chestiuni legate de tâmpării în cămin, nu mai bate vântul pe la geamuri, pe la uși. Lista este continuu cu cei de la școala 6, structura care este la noi. De refăcut la sala de sport, de refăcut acoperișul cu șarpantă de acolo. Nu știu ce se întâmplă. Iar într-o încăpere din sala de sport, integral tavanul. Ar fi de învelopat, dar asta numai corpul A. Chestiune legată de instalația electrică, de verificat instalația electrică, am înțeles că era posibil să iau, să aibă un scurt circuit acolo. Unde tot la... Tot la școala 6, tot, da, 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 tot la școala 6. Un grup sanitar de acolo s-a amenajat cu o cabină WC special pentru copii cu dizabilități. Bună ziua, mă numesc Cristian Ovidiu, sunt director la Colegiul Tehnic Danu Biana. Eu nu aș uite exact cum se formă să va desfășura activitatea de aici, am venit pregătiți cu fotografii, cu cere, cu totul stampilat. Dar pentru că o să merg cu modelul ăsta oral, o să vă zic cam despre ce este vorba. O să ne puteți lăsa la urmă și ceea ce aveți în formă. Știți că ce vorba. La noi, acum este o urgență foarte mare legată de centrală, care de servești cantina, câteva ateliere și cantina, sala de sport, cantina. Acolo am adus specialiști, s-a stat până seara târziu, am adus specialiști, am schimbat pompa, am schimbat câteva componente electronice. Centrala pornește asistată, dar se oprește. Brusc, la ora actuală, cel puțin în ateliere, confecții textile, nu se mai poate sta. Astăzi dimineața erau minus 10 grade afară, nu într-o puțin peste 0 grade, pentru copiii îmbrăcați. Asta ar fi, deci, problema noastră urgentă. S-a insistat, nu s-a găsit o soluție, iar ce are aceste. Probabil este prea vechi. De asemenea, mai avem o problemă mare, s-a mai făcut anterior în întâlnire către primărie, s-au căutat tot felul de soluții, problemele sunt legate de instalațiile electrice și de panourile electrice. La fel am adus niște fotografii, arată ceva de domeniul secolului IX, dacă era inventată electricitatea. Deci atârnă pur și simplu cabluri de pereți, bușoane, picioare, vechi, sparte. Asta se întâmplă pe corpul C, unde avem acolo internatul, contabilitatea și biblioteca. La cantină, aceeași situație, la sala de sport și la atelierul de planificare. Deci, acolo, cu instalația care este, nu se mai poate continua. De asemenea, am solicitat înlocuirea tâmplăriei de la corpul C, tot acolo unde este internatul elevilor, la grădiniță, acolo tot, la grădinița cu program prelungit, de lângă colegiul nostru, colegiul din incintă, este vorba și de șarpană, plouă înăuntru, se deteriorează interioare. Am mai solicitat de asemenea înlocuirea plitei industriale, mașina de vertii de la... Pentru că cea pe care avem este vechi și are scăpări de gaz. Prezintă un real pericol.
Din fericire pentru municipalitate, există și câteva școli cu probleme mai puține din această categorie, făcând parte Liceul Teologic Franciscan, Colegiul Național Roman Vodă și Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, recent reabilitată, care a venit și cu cele mai puține solicitări. Pentru că școala noastră are o structură care este în proprietatea provinciei franciscane, sunt provinții din România, atât terenul cât și clădirile, în general, nu era o contribuție majoră din partea primăriei. În general, ceream din partea primăriei un sprijin însemnând igienizarea smaților, anumite materiale pentru văruit, asta însemnând în vacanța de vară. Pentru care eu mulțumesc domnului primar, care a fost Laurențiu Lovreanu, domnului primar Lucian Micu și tuturor celor care au responsabilități în această primărie și se îngrijește de școlile noastre. Edilul șef al municipiului a promis că va mai organiza o rundă de consultări și după creionarea bugetului în vederea prioritizării finanțărilor în funcție de urgența problemelor cu care se confruntă școlile. Din păcate, autoritățile publice locale s-au trezit după descentralizarea activităților cu una dintre cele mai mari probleme ale societății, o infrastructură învechită cu nevoi multe și urgente, unele ca aceea instalațiilor electrice ținând de siguranța elevilor și catelor didactice. Nevoia de reabilitare a infrastructurii învățământului este generală în România, puținele fonduri europene și guvernamentale obținute fiind practic insuficiente pentru reabilitarea clădirilor și dotarea corespunzătoare a tuturor unităților școlare. În Roman au personalitate juridică școlile 1, 5, 11 și 8, precum și Colegiul Național Roman Vodă, Colegiul Petru Ponei, Liceul Industrial Vasile Sav, Colegiul Tehnic Danubiana, Liceul cu program sportiv, Colegiul Tehnic Miron Costin, Seminarul Teologic Franciscan și cel Ortodox, fiecare având în structura sa fie o școală gimnazială fără personalitate juridică, fie o grădiniță.